Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vorbim despre turism în zona montană, sfaturi, cu domnul Ovidiu Bodeanu, director al Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. Bine ați venit în studio Capital TV de la domnule Ovidiu Bodeanu. Bine v-am găsit. Am făcut această invitație odată că suntem într-un sezon în care dumneavoastră sigur aveți multă activitate și urmează o perioadă, din câte am văzut din previziunile meteo, o perioadă în care se pare că o să vină mult temperaturi, vor fi temperaturi scăzute, dar și zăpada. Da, să dea Dumnezeu. Noi întotdeauna avem o vorbă, așteptăm codul roșu sau mai sus de roșu, cred că mov, port ceva negru. Chiar vreți cât mai, da, cât mai colorat, nu? Să ne înțelegem, în zona montană, să fie zăpadă, lumea să se bucure de zăpadă și noi la fel și să fie ca în vechile vremuri. Zăpada era de 1 metru și 2 metri, te bucurai de zăpadă, era frumos. Iana. Deci dumneavoastră sunteți într-un fel ca și, să zic eu, pescarii care trebuie așteptată să se deschidă sezonul. Sezonul de pescuit, exact. La pescari e mai bine, că ei oricum au apă, doar așteaptă să se deschide sezonul la timpul potrivit. La noi, dacă ar ninge, chiar dacă e sezon, exact, contează. Da. La noi, chiar dacă e sezon de iarnă, dacă ar ninge și la timpul potrivit ca la pescare, ar fi o chestie interesantă. Fii foarte bine. Avem un an atipic, putem spune, nu? Cu puțină, da, zăpadă. Anul trecut a fost foarte bogat în precipitații, în zăpadă, în speță. Înainte de sărbători am anis bine și până la sfârșit, până în primăvară, a fost chiar multă zăpadă. La un moment dat erau pârtile foarte bune, foarte bine pregătite, dar nu mai prea erau schiori. Lumea se plictisise de schi. Acum, din contră, lumea așteaptă să schieze, dar nu prea are pe ce. Și astăzi și era plouat în continuu. Azi a mai și fost ceva precipitații mixte, dar nu, așteptăm să ningă. Bun, și cu toate acestea, că, să zic eu, timp, perioada în care a fost zăpadă a fost scurtă, ați avut mai multe acțiuni la nivel de țară, din câte am înțeles că aveți, da, un raport. Da, am primit de la ANSMR un raport care l-au făcut băieții pe toată țara, în speță pe 24 de județe în perioada 18 decembrie până astăzi. A fost asigurată asistență Salvamont de aproximativ între 250 și 500 de salvatori montani, în funcție de perioadă. Totdeauna pe weekend se mărește numărul lor în punctele de permanență. Au acordat asistență Salvamont la 1164 de cazuri. Deci au fost 1164 de acțiuni la care au fost solicitați, din care 881 pe pârtile de schi. Restul în afara pârtilor. Bun, mai dificile probabil sunt cele din afara pârtilor, nu? Probabil. Nu neapărat. Depinde de gravitatea cazului și de locul unde se întâmplă accidentul. Se poate întâmpla în afara pârtilor pe un derdeluș, la Săniu, sau poate să cadă omul pe drumul până la pârtie, sau na, ceva de genul. Dar au fost predate, și asta e, zic eu, aici mă refer la, sunt multe cazuri, 302 cazuri au fost predate la serviciile de ambulanță și SMUR, depinde cine vine la întâlnirea cu Salvamontul, iar restul li s-a acordat prim ajutor în cabinetele și în punctele Salvamont. Deci au fost cazuri mai, nu chiar așa de grave, mai mărunte. Bun, 330 și cât spuneați că au fost nevoie de PISO, de ambulanță? La 302 cazuri. Două cazuri au fost transportate, deci acolo au fost grave și foarte grave și nu neapărat foarte grave, dar necesită un control de specialitate. Radiografie, medic, specialist, noi doar acordăm prim ajutor, imobilizăm și trimitem în cel mai scurt timp pacientul sau turistul către serviciile specializate. Bun, cum vă explicați faptul că, prin o perioadă mai scurtă cu zăpadă, sunt cazuri mai multe decât anul trecut? Da. Interesantă constatarea. Pentru că dacă ar fi fost zăpadă mai mult, ar fi și pârtile care au o altitudine mai mică ar fi fost pline și atunci lumea s-ar fi împărțit în celelalte zone schiabile. Deci dau un exemplu la noi în județ, de exemplu, la Pârtea Răușor, foarte târziu a fost pusă în
în funcțiune de a... n-a fost zăpadă. Ce-au apucat să facă administratorii pârtii cu tunurile și ce-a mai nins. În schimb, în straja, din noiembrie, ea a funcționat aproape la capacitate maximă, cel puțin pârtile de bază, 3-5 platou soarelui, a funcționat la maxim. Și normal că toată lumea s-a îngrămădit. A, într-un loc. Și atunci exact. s-a întâmplat au fost și foarte multe accidente, mai multe decât în alți ani, dar și foarte multe lume. Discutăm și despre asta. Avem un telefon? Da. Alo? Bună ziua. Bună ziua. Bine. Și salut și pe domnul Ovidiu Bodeanu. O întrebare. Din perspectiva Salvamont Hunedoara, care reglementări legislative actuale frânează sau sunt defavorabile activității de salvamont și care ar fi, în opinia dumnealui, modificările legislative care ar facilita și ce ar trebui făcut în acest domeniu al salvamontului pentru ca activitatea în sine să sufere modificări pozitive și în ceea ce privește profesionalizarea și în ceea ce privește serviciul în ansamblul său. Vă mulțumesc, toate cele bune. Vă urmăresc în continuare. Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim. Da, da, e o întrebare foarte tehnică, într-un să spun fel, așa. Da, și într-un fel da, propune e... situația de a spune ce lucruri Ne zbatem la nivel național cu HGU 77, după care noi funcționăm. Chiar el este, a spune, el ne și ajută, dar ne și limitează, pentru că s-a fost făcut la vremea aceea, a fost foarte bun, însă acum probabil că cu siguranță ar trebui completat și să-i dăm o culoare de lege. Adaptat la zi. Adaptat la fel, și da, să-l legiferăm. De exemplu... El e numai hotărâre de guvern. Nu e hotărâre de guvern. Nu e lege. Nu. Nu e lege, e hotărâre de guvern. HG 77, așa. Față de serviciile de SPO, eu vreau să spun că la noi în județ funcționează și o echipă de salva SPO, care este cuprinsă tot în serviciu județean Hunedoara, serviciu salvaspeu județean Hunedoara, însă ei se guvernează după o lege, legea 402. Au plecat după noi și acum sunt înaintea noastră. Au luat legea noastră, au studiat, au îmbunătățit-o. Cum de-au reușit? Da, a fost acolo sus băieți care s-au implicat. Exact. Sau trebuie întotdeauna să te implici, să fie cineva care se implice, să ia hățurile, să împingă lucrurile înainte. Da. Sigur că și HG-ul nostru trebuie îmbunătățit, pentru că el la vremea respectivă a fost foarte bun, ne-am bucurat. E, ce legi ne mai opresc? Cu siguranță acea lege bugetară care stopează toate angajările și toate, să zic... dezvoltarea de împlinire al personalului, probabil. Absolut. Da? Nu poți să faci, să fii profesionist cu voluntari. Poți, dar până la o anumită limită. De exemplu, acum în județul Hunedoara există la ora aceasta doar 16 salvatori angajați. Bun, dar există însă, se undeva o limitare sau de ce? Păi noi aparținem de administrațiile publice. Mai funcționează chestia aia cu 7 plecați, 1 venit sau nu? Nu despre asta. Da, nu despre asta. Posturile sunt la bugetari, sunt blocate. Noi funcționăm sub Consiliul Județean, sunt posturile blocate și cu asta basta. Aici trebuie să înțeleagă guvernanții că noi nu suntem funcționari publici, nu suntem în birou, facem un serviciu de salvare și posturile n-ar trebui limitate. Ar trebui, noi am propus la nivel național, sper ca guvernanții să-și aplece capul și către noi. Am avut o lege dusă în Parlament, dar care ne-a fost respinsă, cea cu pensiile. Nu consider că noi trebuie să ne pensionăm mai repede, că putem să stăm pe munte, să alergăm după... A, v-au vrut să vă obligi să vă pensionați? Nu, am vrut noi să venim și să modificăm legea și să propunem o pensionare la ani mai puțin. Nu neapărat la 50 de ani, la 55 de ani, pentru că un salvator montan poate funcționa chiar până la 70. Avem nenumărate exemple. Însă era vorba de valoarea pensiei. Și aici e o problemă. Începând de la salarizare, grupă și așa mai departe. Deci alea erau importante. Nu neapărat anii de pensie, să te pensionezi la 50 de ani, pentru că dacă e să ieșim la 50 de ani din sistemul de salvare montană,
cred că o să închidem nenumărate formații sau oameni din țară, pentru că nu, tineretul nu vine. În primul rând nu vine că nu e motivat, nu are salariu mare, ce putem să-i ajutăm să le, să le oferim echipament, echipament de protecție și cam atât. Bun, cei care vin, vin că... Vin de plăcere, da, iar tot cei care au rămas până acum au făcut-o tot de plăcere, n-au făcut-o pentru bani. Bun, interes. Exact, curia, da. Exact. Iar... V-am spus, aici trebuie să lucrăm. Nu poți să fii profesionist dacă ești limitat la angajarea oamenilor care ar trebui să-și facă treaba și să fie remunerați pentru ceea ce fac. Bun, aici este punctul principal. Însă, deocamdată, posturile la nivel național sunt blocate. Deci poate, se dezvoltă turismul montan, se dezvoltă, nu? Apar cu siguranță, stațiuni, apar utilaje, mă rog, apar... Neapărat stațiuni noi. Dau un exemplu, în Straja s-a mărit zona schiabilă cu aproape 20% față de anii trecuți. În Parâng la fel, s-a amplasat un telescaun, s-au modernizat cu încă două pârtii. În Râușor la fel. Noi am rămas același număr de salvatori montani. De, noi, să zic, serviciul județean îți face treaba cu 80 de salvatori, inclusiv cei de la SPO. Dar de la 16 la 80, restul sunt voluntari, să ne înțelegem. Ei vin pe... timpul lor liber, nu sunt plătiți pentru așa ceva, asigurăm doar echipament. Deci nu e posibil să faci... Da, mi se pare chiar atitudinea, e o atitudine de voluntariat. Da, dar dacă și voluntariatul... Nu e și o dată, de două ori, de trei ori, corect? Exact, și voluntariatul ăsta e bun, însă dacă ar fi undeva notificat și să ai, să zicem, ceva avantaje fiscale, legale, nu știu, ceva... Oricum, din câte îmi dau seama, suntem un domeniu cam neglijat, în sensul... Adică nu se acordă importanța cuvenită pentru, cum să zic eu, a putea funcționa și după aceea ne întrebăm de ce se întâmplă tot felul de lucruri. Da, cam neglijat din punct de vedere legislativ, pentru că de multe ori am vrut să intervenim să schimbăm anumite articole din, chiar din HG-ul nostru și din lege, anumite legi care să ne ajute și n-am fost sprijiniți sub nicio formă, n-am fost înțeleși. Mă rog, trebuie să se întâmple tot felul de accidente majore ca să înțeleagă unii și alții la de ce suntem ce, aici și corect, de ce funcționăm. Care este scopul, da, nu cred că e cazul, da, să așteptăm să cadă, nu știu ce, în ce păduri să le căutăm, sau să se întâmple un accident, Doamne feri, la copilul cuiva, să-și dea seama, oi, într-adevăr, uite, ce ăștia bun la ceva, da? Cam așa a fost istoria noastră. Așa, totdeauna așa. S-a întâmplat cu cineva suspus ca să aibă nevoie de noi și atunci și-a plecat urechea către Salvamont, da? Și atunci nu poate de multe ori mai de mult de formă. Exact. Adică nici măcar să finalizeze o idee sau o măsură. Au fost finalizate, că de la hotărâri de miniștri, cum era pe vremuri la HG, după aceea îmbunătățit, da, au tot fost. Ne-au tot întrebat, ne-au tot... Tot timpul trimitem rapoarte și la minister și la guvern, ce ne solicită informații referitoare la, la baza materială, la... Au mai fost și finanțări, de exemplu... Asta vreau să vă întreb, apropo de colaborarea cu zona privată, că, până la urmă, deserviți un serviciu, nu, un turism, care, în mare parte, e asigurat de privați, nu? Adică, da, la capane, la pensiuni, la, până la urmă, e o zonă care beneficiază de, și de serviciile dumneavoastră, și de... Da, România Salvamontul este subvenționat și bugetat. Nu, am înțeles asta. Statul român. Nu avem nicio legătură. Colaborări, sponsorizări sau colaborări sunt, sigur că da, colaborări sunt. Întotdeauna au fost cu mediul privat, pentru că acolo ne petrecem mai tot timpul, acolo lucrăm în munte, cu cabanele, cu pensiunile, cu cabanierii, cu zonele schiabile, care nu toate sunt ale primăriilor, sunt și private, cele mai multe. Se colaborează foarte bine, însă de aici până la avea o, să zic, o bază materială 100% pusă la punct, mai e un pic adică, de lucru. Adică, de exemplu, când punem, sigur, că ne nedorit, se întâmplă un accident grav sau, mă rog, situație da. Excepțională și, să zic eu, implicat un organizator sau un, la accidente grave... un proprietar sau așa, care... Până la urmă, probabil că este întrebat, domnule, ai avut autorizație să faci chestia asta? Apelează și la dumneavoastră, obțin și la dumneavoastră autorizație sau acreditări pentru organizarea unor evenimente sau unor momente, mă rog, specifice
activităților. Da, tot ce înseamnă organizări de evenimente cu multe persoane în zona montană, chiar avem și pe site o procedură de înștiințare și de, nu neapărat de aprobare de la noi, de la Salvamont. Mai mult de înștiințare. Trebuie să știm că este un grup mare care desfășoară activitate sportivă în zona montană. Și atunci noi ce facem? Suplimentăm forțele de acordare a primului ajutor. În loc de o patrulă în zona montană, trimitem două, chiar trei. Depinde de numărul sportivilor, să spunem, la un eveniment cum e maratonul Retezatului. Normal că o să fie 10-15 salvatori montani în zona de creastă, care să stea pe traseul dinainte știut. Ei trebuie să anunțe treaba asta, e o procedură. Eu, din câte știu, m-am ocupat și eu de anumite evenimente cu multă lume. Trimiteam și la poliție, și la pompieri, și, mă rog, la programul, da, pe ore, locații, deci tot ce se desfășoară. Adică, până la urmă, da, mă rog, instituțiile acestea care asigură, să zic eu, supraveghează și în același timp intervin în caz de... Exact, trebuie exact să aibă exact informații. Există o procedură pe pagina noastră de site și de acolo își iau formularul, îl completează și ne-l trimit înapoi. Deci, am spus, nu este o aprobare, e un simplu aviz prin care noi suntem înștiințați că acolo se întâmplă și sunt mulți oameni. Au fost și cazuri chiar recente când au trecut pe lângă refugiul Salvamont 40 de turiști, s-au dus în creastă, a venit furtuna, viscolul și au dat telefon. Nimeni nu știa că sunt acolo, nimeni nu știa pe ce traseu sunt. Norocul că au avut semnal și au putut băieții să meargă să-i recupereze. Dacă se știa din timp, doamne, suntem 40, uite unde mergem, cu siguranță se ducea un băiat de la noi cu ei, cel puțin unul, dacă nu doi, și nu mai trebuia să se piardă, să panicheze, să facă un pic de hipotermie, da? Na, fiecare... Da. Ajungem la zona de, dumneavoastră, pe lângă serviciul de intervenție, aveți și o zonă de prevenție, din câte îmi dau seama. Păi asta e cea mai importantă. Mai, da. Dacă ai o prevenire bună, nu o să ai accidente. Corect. Noi sperăm întotdeauna și încercăm să facem cât mai bună prevenirea, însă, na, tindem să fie perfectă, că niciodată nu o să ajungem la perfecțiune. Și asta înseamnă că, într-un fel, acordați sfaturi turiștilor care apelează? Sfaturi, da. Suntem acolo 24 din 24 în zonele schiabile. Când se termină cu schiul, suntem în munte, la refugiile și bazele Salvamont, de unde pleacă, să zicem, cele mai multe trasee montane. Nu poți fi peste tot, dar în speță, în zonele principale, în zonele cheie, acolo sunt puncte de permanență unde salvatorii își desfășoară activitatea. Ce trebuie să facă turiștii care se rog ajung în zonă? Poți să ia informații de la punctele Salvamont, de la baze, să anunțe dacă sunt grupuri mari. Chiar indicații. Chiar indicat, sigur că da. Informații referitoare la trase, chiar la vreme, cum va fi vremea, climă. Mai toate bazele au stații meteo, au internet unde pot să verifice prognoza online chiar atunci pe loc și să le spună turiștilor cum va fi vremea și informații despre traseu. Plus că o să-i radiografieze, cum zicem noi, și pe toți turiștii o să vadă. Sunt sau nu sunt echipați corespunzător pentru a ataca o zonă de creastă sau un traseu mai dificil. Bun, aici sunt câteva informații sau, mă rog, elemente care, într-un fel, pe care trebuie să le cunoască turiștii și pe care le aveți și dumneavoastră afișate și pe site, aș vrea să le comentăm un pic. Alegeți echipamentul, materiale și alimente necesare în funcție de anotimp și de condițiile meteo, prevăzând și situații deosebite. Da. Hai să încercăm să comentăm. Eu vă propun, mă rog. Da, păi, de luăm un exemplu și... clasic. Vara, te duci vara, e foarte cald. M-au fost și anii trecuți. Caniculă și ce zici, te duci, ce ții în rucsac? O sticlă de apă. Bineînțeles că lumea o să zică, bă, ce să-mi iau și haine groase, că doar e calde, nu am unde să stau. La munte nu e așa. La munte pot acum să fie foarte cald și peste o jumătate de oră să faci un pic de hipotermie, chiar mai multe decât ar fi suportabil. Și atunci trebuie să ai cu tine o haine de ploaie, de vânt, rezistente la apă, chiar și ceva călduros. Acum sunt tot felul de materiale, nu sunt grele, sunt materiale care fac, să zic așa, 3-in-1, 2-in-1, dublu serviciu și apă și de vânt și de ploaie și temperatura ți-o menține, temperatura corpului. Încălțăminte cum trebuie, să ai o lanternă, să cunoști, dacă nu cunoști zona respectivă, măcar să ai o hartă
și să o studieze înainte, să iei informații, dacă nu de la prieteni, de la Salvamont, că ei sunt cei mai în măsură să răspundă despre zona montană. Acum iarna, de exemplu, când, mă rog, te aștept chiar acum, la... Iarna la zonele de creastă, cei care se duc, majoritatea sunt... Da, adică sunt... Exact, dar sunt și excepții. O să vedeți în zonele... Păi, nu am tot auzit turiști care s-au pierdut pe nu știu unde și am descoperit că sunt acolo nepregătiți, neechipați. Neechipați, acum câțiva ani buni am întâlnit pe creastă, în Retezat, un grup, din grupul respectiv făcea parte o fată care avea cisme înalte cu toc și eu am zis că nu știam să o felicit cu ajuns cu acea încălțare până acolo sau să o critic. Deci era și zăpadă pe creastă și ea era cu cisme cu toc. Și ce a dat o explicație? Da, putea să ajungă pe munte și asta e. A plecat cu ce a avut la ea, deci nu știa. Sigur, a plecat de la vreun chef. Că da, așa se exact. Sunt, bine, sunt acum și înainte, nu era internet, nu te putea informa cât, până unde ajunge mașina, până unde ajunge autobuzul și cât ai de mers pe jos. Acum există internet, poți să accesezi orice site de la orice pensiune să vezi cât, până unde ajungi cu mașina, până unde nu. Iar dacă nu, există aplicația Salvamont Vodafone, care este de cea mai mare folosință în zona montană. Care deja este în al treilea an, funcționează cu succes. Acolo ai informații despre pârtile de schi, starea zăpezii pe pârtia de schi, dacă toate funcționează, programul de funcționare, dacă e pregătită, dacă nu, tot. Stratul de zăpadă, nu numai pe pârti, traseele montane, timpii orari, trasee care sunt închise, care nu sunt recomandate, tot ce ține de zona montană, informații, acolo le găsești pe Zero Salvamont Vodafone. E o aplicație care... Cum se accesează? Pe smartphone, o descarci gratuit, în orice rețea poți să o folosești, Salvamont Vodafone. Am înțeles. Poți să o descarci și funcționează în orice rețea, deci nu numai în rețeaua Vodafone. E foarte folositoare, pentru că dacă la un moment dat te pierzi și apelezi, eu acolo se vadă cel care o descarcă, e un buton cu de, să zicem, de panică, de SOS, în dispeceratul național Salvamont, dacă tu ai descărcat aplicația și îți creezi acel cont, sunt niște pași că trebuie urmați, o să te vadă dispecerul exact unde ești, nu mai trebuie să-i spui că te-ai pierdut și că s-ar putea să știi că ești sau nu ești pe acolo. Bun, cei care au căzut cu avionul acum 2 ani sau când, un an și jumătate? Nu aveau aplicație și acolo a fost un cumul de erori și, mă rog, noi am fost anunțați după o oră și ceva, toată lumea ne critica că de ce n-am ajuns primii, păi... Poți să ajungi primul dacă după o oră și ți-l aduce aminte cineva că există. N-am comentat, dar cam asta se întâmplă de obicei. Și acum ne zbatem să fim prezenți în dispecerat cât mai repede, în dispecieratul integrat. Așa, suntem acolo, însă nu suntem owner de... Adică momentul când sună în dispecieratul integrat... 112. În zona noastră există unde? În Deva sau unde? Există în Deva. Cred că este Târgu Mureș și Deva sunt singurele dispecerate integrate. Mai multe instituții care au reprezentanții. Toate la un loc. Asta este dispecerată integrat. Da, cel mai exact. Noi nu suntem acolo pentru că din aceeași condiție. Personal, nu putem acolo, angaja da. Că nu avem personal. Da. Atât. Atunci încercăm acolo să înlocuim acest personal cu electronica. Cu tehnologia și cred că de zile următoare o să funcționeze. Deci o să fim acolo un modem prin care în momentul când sună și dispecerul de la ISU constată că este o problemă în zona montană, o să... Aflați imediat. Apăsă un simplu buton și o să intrăm noi direct. Pe zona, pe perioada de iarnă o să fie alertat dispeceratul din Straja, vorbesc de județul Hunedoara, pentru că acolo sunt cele mai multe accidente, chiar dacă accidentul se întâmplă, să zicem, în Râușor sau Parâng, cel din Straja știe cu exactitate unde sunt zonele respective și predă fișa echipei care este în zona respectivă. Iar pe vară se va transfera dispeceratul sau apelurile către baza Râușor. Am înțeles.
Bun, alimente necesare. La mers pe munte, da. Da, cei care revenim, chiar... încercăm să creionăm acum așa. Acum sunt, bine, depinde de numărul de zile cât vrei să stai în munte. Cu siguranță că dacă stai mai multe zile, trebuie să ții niște alimente pe măsură. Dar acum, pentru să ne referim la o tură de o zi, sunt alimente care îți dau și energie și au și proteine și calorii și de toate în tot felul de batoane hrănitoare, ușoare, nu neapărat ieftine. Care sunt, exact, când sunt din cereale, din fructe uscate, din sunt la îndemâna oricui în magazinele noastre, nu sunt ca pe vremă, nu se găsea nimic, trebuia să mergi cu ori o conservă, ori cu pâine, ori cu... Da, nu mai e cazul. Pentru drumeții se recomandă un baton energizant cu fructe, cu cereale, cu tot ce trebuie acolo și apă. Apă, să ai multă apă pentru că te deshidratezi, mai ales în zona de creastă și trebuie să consumi multă apă. Dozați-vă forțele și respectați regulile de igienă și alimentație la efort. Da. De aceeași chestie cu alimentația, nu? Te apuci să mănânci o... Da, dozați-vă forțele, asta înseamnă că totuși trebuie să știi ce te așteaptă. Trebuie să știi ce te așteaptă și nu trebuie să... Ai un traseu de, să zic, 4, 5, 6 ore, 8 ore, deci nu trebuie să alergi tare de la început și trebuie să mergi în ritmul tău constant, dar întotdeauna trebuie să ai o mică pregătire fizică făcută înainte, trebuie să cam știi ce te așteaptă traseul respectiv, dacă poți să-l faci în 8 ore, dacă ești capabil să te duci 8 ore pe un traseu în zona montană unde ai diferența de nivel este de, poate fi o 1000 de metri, dar tu poate în ziua respectivă, în traseul de 8 ore, poți să ai o diferență de nivel de 4-5000 de metri, pentru că urci 1000 de metri, cobori. Urci 1000 de metri, iar cobori. S-ar putea să cobori de 2-3 ori 500, să zic nu 1000, 4-500 de metri și adunați, deja tu ai ajuns la 3000. Trebuie să-ți dozezi și să știi ce te așteaptă. Iar cu alimentele, exact, le trebuie ca și orice aliment. Trebuie spălate fructele, nu te apuci să mănânci tot felul de conserve când ai un efort de făcut și să pleci imediat la drum. E cum a spus, fructe uscate. Nu e bine nici să nici prea mănânci prea mult. Exact, exact. Dar tot ce mănânci să fie hrănitor, adică să nici te duci nemâncat, că te apucă să gata benzina și atunci te oprești. Nu poți chiar să, da. Fiind acum în timp de iarnă și cu zăpadă, probabil că o să vină zăpadă, am înțeles, zilele următoare, nu faceți zgomot și evitați locurile cu pericole de avalanșă. Da, în zona de creastă, unde ninge foarte mult, la traversările de fețe foarte înclinate, unde zăpada este acumulată din timp și nu sunt plecate avalanșele, cu siguranță, așa este. Din păcate, sau din nefericire, anul ăsta nu prea avem zone de avalanșă, pentru că n-a nins, adică a nins foarte puțin și... Apoi dacă a pudrat un pic muntele. Dar așa este, întotdeauna o traversare a unei zone de avalanșă este destul de dificilă și nu dificilă, cât periculoasă. Și atunci trebuie să știi unde să intri într-o zonă, unde și cât. Da. Cam asta ar fi problema cu avalanșele. Însă, întotdeauna, v-am spus, cei care pleacă iarna în zona de creastă sunt... să zicem, de la turiști au trecut în pasul următor spre un turist mai profesionist, mai de calitate. Știu să aprecieze muntele, sunt foarte bine echipați, deși s-au întâmplat accidente și la această categorie de... Muntători foarte buni, se da, da. Asta bine, e. Se întâmplă accidente pentru că, și caută adrenalina, se duc pe zone cu gheață, vor să facă și cățărare pe gheață, sigur, plăcere și noi facem și schiem, facem și schi de tură și îmbinăm schi de tură, tură. Ce sens? E schiul care se practică în afara pârtiei cu un schiu, nu e neapărat normal, mult mai ușor decât schiul de pârtie, pentru că nu e așa de dur, nu e așa de, e mai elastic, foarte ușor, e o legătură specială care îți facilitează îndoirea piciorului pe schiu, da? Deci nu e prins piciorul în spate, iar pe talpă se aplică o piele de focă, îi zicem noi, acum sunt făcute din mohair, din tot felul de materiale sintetice. Și te poți urca până aproape de creastă, pe zona
nepregătită, zona montană. Acolo când ajungi sus, când ajungi în vârf, iei pila de focă jos, blochezi legătura și schiul de tură devine schiul ca și de pârtie. El un pic mai lat pentru că zăpada e afunată și atunci, bine, satisfacția e mult mai mare ca pe zona schiabilă pe pârtie. Foarte mulți străini vin în zona retezat parând pentru schiul de tură. De aici și în zona, în perioada de primăvară avem multe accidente cu străini pe acest segment, pe schiul de tură. Luăm o pauză pentru publicitate și revenim. Publicitate. Complex Cheops din Petroșani, singurul loc din Valea Jiului unde poți petrece timpul liber împreună cu familia ta. Ia masa la restaurant unde îți putem servi specialități culinare, iar în același timp cei mici pot petrece clipe minunate pe corabia piraților. Seriile pot fi de neuitat alături de DJ renumiți în Club Cheops. Totodată, linia de autoservire vă oferă mâncăruri pe alese. Vă invităm să vă petreceți timpul liber la patinoarul din cadrul complexului. Cheops, vino și tu! Autoservice Petroșani cu vechime în Valea Jiului oferă clienților servicii complete și de calitate. Totodată, unitatea vă stă la dispoziție cu o gamă largă de piese auto. Autoservice Petroșani execută inspecții tehnice periodice pentru autovehicule până la 3,5 tone, microbuze, rulote și autoturisme 4x4, remorci cu sau fără frână. Suntem singurii din Valea Jiului autorizați să asigure inspecția tehnică pentru motociclete și motorete. Ne găsiți în zona Livezeni vis-a-vis de stația Petrom, zilnic între orele 8 și 16. Autoservice Petroșani, siguranța mașinii tale. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision 0. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Alazet și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimente din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sunt Luche de la Lupeni și vă invit în fiecare joi de la orele 18:30 să petrecem împreună în Românește cu muzică bună, aici la Capital TV.
Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te! www.apepăduri.gov.ro. Revenim în direct. Vă reamintesc că l-am ca invitat pe domnul Ovidiu Bodean, director Salvamont Hunedoara. Mă uitam aici la cele 10 porunci ale turistului de munte după lui Trenker și îmi pare chiar simpatică povestea cu nu fura altora nici niște singurătatea ce o caută, nici perspectiva. Deci aici chiar impresia că este o, cum să zic eu, până la urmă și în societate, că e cam același, cu exact, aceeași poveste. Exact, avem și noi, s-au făcut câteva pliante de la ANSMR-ul cu reguli ce trebuie respectate pe munte, cum să-ți faci un rucsac, pentru că aici e o problemă la toată lumea. Cum să-l echipezi, probabil, nu? Da, ce să ai în el, ce să pui în el, că de multe ori tineretul merge la munte, vrea să meargă cu cortul, cu așa mai multe zile. Chiar anul trecut am asistat la o întâmplare. Niște prieteni de-a mei plecau copiii în munte și plecau de dimineață să plece spre Bucura, așa mai departe. Traseul destul de lung, plecau din Reușor cam 12 ore. Na, cam multișor. Și am pus mâna pe unul din rucsacii fetelor, nu a băieților. Deci abia am putut să ridic de jos. Mă, dar zic, ce aveți acolo? Ați luat atâta mâncare la voi, că stați, ia că 3 zile, nu e așa mult. Păi am scos din rucsac tot, de curiozitate, cu părinții. Nu știu câte tricouri, nu știu câte plovări, nu știu câte alea. Deci dacă stai 3 zile, ai 2 tricouri de schimb, acum nu se întâmplă nimic. Sunt lucruri inutile care le cară, trebuie să ții cont că toate le cari în spate. Deci strictul necesar. Și atunci, la nivel național, a făcut aceste reguli tipărite care le dăm, încercăm să le dăm turiștilor să-i mai... Da, da. Să mai educăm un pic. Să... Da. Da. Și asta mi se pare, nu minți, nu exagera și nu fi lăudăros. Da, chiar da, și da. Ascensiunea cea mai dificilă este puțin lucru față de alte realizări omenești. Exact. Sunt care le place să se laude, dar na, nu e chiar frumos. Și cea cu liniște, adică sunt care vin cu cortul, fac gălăgie, muzică, da, lumea vine la munte să, pentru alte scopuri, nu se distreze. Să admire natura, peisajul, aerul curat. Decalogul 10, avem punctul 10, nu profana munții prin mania recordurilor, înțelege-le sufletul. Deci asta e un îndemn foarte frumos, spiritual și cred că esența, până la urmă... Exact, asta e esența muntelui. Dacă vrei să faci, cu muntele, da. Exact, dacă vrei să faci performanță, sunt alte locuri, sunt competiții, sunt concursuri unde acolo și-au locul performanțele. În rest, muntele, turistul pe munte face altceva decât neapărat performanță. Vine să relaxeze. Și mai avem decalogul schiorului cu reguli de comportament în zona schiabilă, care și acolo. Nu sunt multe. Ele de obicei se găsesc și ar trebui să găsească la toate pârtile din țară, la zona de plecare. Se găsesc. La majoritatea se găsesc. Nu sunt tot așa vreo 10-12 reguli de comportament care ar trebui să le aibă fiecare schior în parte. Și atunci zicem noi că accidentele ar mai scădea un pic în... În cazul unui accident, care sunt primele? Primul lucru este să asiguri accidentatul dacă ești cu el. Sau chiar dacă nu ești cu el, vezi un accidentat, fugi repede și îți dai schiurile jos și le pui înaintea schiurului pe pârtie, da, în cruce, ca să avertizezi pe cei care vin să ocolească zona. Și următorul pas e să anunți prin 112, prin 0 Salvamont, prin cineva că e un accident, să echipa de salvatori să se îndrepte spre locul respectiv. Iar ceea ce este foarte important, dacă ai legătura directă cu salvatorul montan sau cu cel de la 112, cu dispecerul, să-i spui cu cât poți de exact locul în care s-a produs accidentul, leziunile, starea victimei, pentru că sunt foarte importante. Bine să asiguri și primul ajutor sau nu? Dacă nu te pricepi, nu, că de multe ori faci rău și atunci mai bine nu. Să asiguri și
Asta este cel mai important lucru, să asiguri victima. Adică să-i creezi o stare de siguranță până la sosirea salvatorilor montani. Bun, sunteți afiliați la anumite organizații? Cum da, la nivel de țară suntem asociați într-o asociație care se numește ANSMR, Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România. El este și... Asta e asociație profesională, înțeleg. Da, profesională, dar este și forul nostru superior, să zic așa. Iar la nivel internațional suntem afiliați la CISAICAR, care este forul internațional. Tot ce înseamnă salvare montană de pe suprafața Pământului este asociată în această... Deocamdată se duce în Elveția. Acum, el la alegeri se poate schimba. Anul trecut, acum, la legislatura trecută, a fost în Austria. Da. Bun, însă conducerea este, să zic așa, colorată. Sunt membrii, de exemplu, vicepreședinte, mi se pare, din Suedia, președintele Comisiei Aero este francez. Da, nu e neapărat. E sediu în Elveția pentru că acolo se află trezorierul și acolo țin conturile și atunci cam asta înseamnă sediu. Iar la nivel, tot la nivel internațional, suntem afiliați și la Asociația Patrulelor de Schi. Asociație care s-a afiliat și a CISAICAR-ului. Pentru că, de ce? Sunt țări care fac ambele activități, și salvarea montană și salvarea de pe pârtie. Și sunt țări care nu, ele le separă. Cum e Franța, Austria, Elveția, Italia, cei care fac salvarea de pe pârtile de schi sunt total separați de partea de salvatori montani. Fac numai pe pârtea de schi. De ce? Pentru că au sute de kilometri pe o zonă schiabilă, să spunem o zonă schiabilă din, dau un exemplu, Zolden sau din Chamonix, sute de kilometri de pârtii deschiși și nu au cum să facă și partea de salvare montană, deci în afara pârtii. Alții sunt care fac salvarea montană, dar sunt deja la nivel internațional, suntem asociați împreună și acolo anul trecut am fost la prima întâlnire la nivel european, iar anul viitor vom participa în Italia, este Congresul Internațional al Patrulelor de Schi, așa se numesc. Dacă o să avem finanțare. Da. Da. Păi, e interesant pentru că la o întâlnire din asta... Aplice fac alții, nu știu. Aplice fac și toate, majoritatea întâlnirilor față de CISAICAR care se țin în sălile de conferință, aici la patrulele de schi se țin pe pârtea de schi. E foarte interesant și foarte bine, zic eu, mult mai bine decât să stai să urmărești tot felul de prezentări. Aici, pe pârtea de schi, a fost un exemplu, o fractură de femur. Și fiecare țară își arăta ce face într-o asemenea, la un asemenea incident. Și acolo observi competențele fiecărui țări, sau fiecărui salvator montan, sau fiecărui salvator, da? Care sunt competențele, până unde merge și cât are voie să facă. Unii au voie să-i îndrepte, dau un exemplu, să-i îndrepte, să-i îndrepte piciorul, să-l pună în atelă, să-l tragă în acțiune. Asta nu au voie. Exact. Da. Unii le imobilizează cum îl găsesc. Fiecare țară cu... Da. Deci acolo vezi. Se schimbă tot felul de impresii, de idei noi, de... Bun. În general am văzut că noi copiem legislația, sau mă rog, neapărat copiem, suntem obligați să aplicăm legislația europeană. Gândesc că acea asociație la care sunteți dumneavoastră afiliați, bănuiesc că într-un fel, își pune amprenta asupra unei legislații în domeniu, nu? CISAICAR face, în fiecare an se prezintă materiale noi, tehnici de salvare noi, fiecare an. Avem la dispoziție un an de zile după ce sunt prezentate să exersăm, să zicem, dispozitivul sau tehnica respectivă și al doilea an să ne spunem părerea dacă e sau nu este fezabilă sau bună sau putem să o folosim. Bineînțeles și sunt laboratoare și instituții care fac treaba asta și sunt, adică doar asta fac. Ele de asta sunt plătite, să încerce tot felul de noi dispozitive. Și ele vin acolo cu testele, da. E o anumită industrie. Exact. Da, corect. Însă după ce se ajunge la un numitor comun, CISAICAR face recomandări de a se folosi sau de a nu se folosi dispozitivele sau tehnica respectivă. După care fiecare țară, în funcție de legislația proprie, le poate îmbrăca, asimila, îmbrăca
în funcție de ce îi permite legislația. Bun, acum la nivel de legislație, că aici vreau să ajung eu, noi suntem probabil undeva pe munte. Da. Nu, am pornit bine. La începutul salvamentului el s-a pornit foarte bine. De exemplu, suntem printre puținele țări care au salvatori motani angajați. Și meseria de salvatori motani este recunoscută. Deci în Europa nu? Nu, e voluntariat. Se merge foarte mult pe voluntariat. Dar la ei voluntariatul este recunoscut. Adică eu fac voluntariat, dar am ca și compensare o nenumărate motive ca să fac voluntariatul ăsta. Îmi câștig existența, dau un exemplu, șeful Berbactului din zona Tirolul de jos sau care era lucra în poliție, era comisar șef la nu știu ce poliție. El era șef de formație la formația nu știu care de salvare montană. Și zic, bă, dar ce nu te plătești, nu, bine, da, echipament și toată tehnica nu se pune problema, însă avea facilități la impozite, la taxe, la cutare, la cutare, la noi nimic, noi aducem din contră, ne aducem mâncare de acasă, mergi pe munte, că n-ai cum să te duci cu dau un exemplu, se dă o indemnizație de hrană, exact cum se dădea la sportivii de performanță înainte, de 50 de lei pe zi. Acum, să stai o săptămână în munte cu 50 de lei, hai că parcă ar merge, dar nu întotdeauna, 50 de lei pe zi. Asta doar când, în acțiunile de salvare și în acțiunile de patrulare, deci nu tot timpul. Dar se pune problema că tu trebuie să vii acasă și să aduci la copil, să-i mai dai ceva lui, nu care au familie. Cu 50 de lei trebuie să asiguri familia. Să-ți asiguri mâncarea ta, care trebuie să fie ușor de cărat în spate, da? Vara te duci la 2000 de... Ușor de cărat în spate, cu de toate, da? Să conțină proteine, calorii, energizante și tot felul, da? E, toate astea care sunt și ușoare și bune și eficiente sunt foarte scumpe. Clar, da. Și atunci te duci acasă, mai iei bani de acasă ca să... Na, nu prea... Bun, da, prietenii noștri parlamentarii au grijă de pensiile lor și văd că nu, în urmă... Nu comentez aici, nu fac politică, nu comentez, da, nu e regulă, da. Unii sau despre alții, da. V-am spus că am avut și noi o interpelare cu mărirea pensiilor sau ieșirea mai repede la pensie și cu nu a fost... Respinsă. Noi suntem și mulți. Ce să spun? Și foarte mult în țara asta de fight. Nu, se lovesc de noi pe stradă, deci nu pot merge tot timpul dau de noi. Da, suntem și mulți, adra. Suntem vreo, nu știu că suntem la nivel național vreo 800 și, să zic, 1000. Cu indulgență. Cu 1000 cu cei care sunt care au 70 de ani și încă activează. Vorbiți de cei care sunt cu carte de muncă, nu și de voluntari. Nu, tot de voluntari. Și carte de muncă. Carte de muncă nu știu dacă sunt vreo 200 și... Extraordinar. În toată țara, n-ai cum. Cum? Am vrea noi, dacă erau 1000 și angajați, era perfect, era cum trebuie. Deci vă dați seama cât trebuie să angajezi de statul român? Vreo 1500, hai să zic 2000 de... De oameni, de... Mă rog, de salvatori. Salvatori, da. Care își fac treaba, că ei oricum își fac treaba, dar pe viitor, asta este semnalul, zic eu, pe viitor, nu o să mai... Nu știu cum o să se rezolve cu salvarea montană, pentru că nu o să mai fie oameni. Tineri... Am înțeles că tinerii nu mai accesează... Nu mai vin, asta, ei, da? Ce le dai, ce... cu ce să-i atragi, cu ce să... Nu văd alte lucrurile, sunt mai pragmatici. Da, exact, poate într-un fel au dreptate. Noi suntem condamnați, în urmă, asta e realitatea. Da. Noi am mers cu dragostea aia de munte, să facem din voluntariat și am rămas tot voluntariat de... Dacă eu de 30 de ani. Da. Mai vorbeam cu cineva că am făcut voluntarea vreo 30 de ani la salvamont. Deci nu scrie niciunde pe cartea de muncă că am fost voluntar 30 de ani. Corect. Sau am vreo facilitate. N-am nicio facilitate. Da, e ciudată povestea. Și așa cum spuneți, viitorul se pare că e sub semnul întrebării. Viitorul se semnă întrebări, pentru că nu e tineret. Media de vârstă la toate echipele salvamont e foarte... ridicată. Bine. Și nivelul de pregătire. Pentru că un salvator montan bun este peste 35 de ani. Deci acolo acumulezi experiență și exact. Însă de la 35 până la 50 și 60, hai să zic, e suficient cât să activezi.
dar nu vine nimeni până la 35 de ani de acolo, 18 ani, 19 ani, nu, foarte, adică vin foarte puțin, foarte puțin. Bun, dar aici cred că parlamentarii ar avea un rol în povestea asta, cred că dacă i-ați sesiza, până la urmă chiar și pe ai noștri, că suntem un județ cu zonă montană. A fost sesizați, da, și miniștri, și consilieri de miniștri, și miniștri secretari, dar ne-am ales cu, da, semnale de alarmă. Noi încercăm și tot timpul să-i deranjăm, să-i atenționăm. Da. Cel puțin financiar nu. Bine, acum sunt și mai multe, să spunem, conjuncturi de ce nu mai avem tineret care să vină spre segmentul ăsta de salvare montană, pentru că nici cluburile, dacă stați acum, știți foarte bine, cluburile sportive, sine, corect, exact, da. De alpinism. Păi Hunedoara avea 5 sau 6 cluburi de alpinism. Nu știu dacă mai are unul și ăla privat. Nu știu. Dacă acum în Vale câțiva băieți care chiar membrii la Salvamont au activat un club cu copii și mai fac câte ceva. Dar nu mai este. Înainte era, avea Cetate Deva, avea Metalul Hunedoara, era în Petroșani, avea Valea Jiului, 2-3 cluburi Petrila, vorba aia, cluburi de alpinism. Și de acolo puteai să iei masa. Bun, erau, sigur, erau tineri care erau aproape de mișcare. Erau cu mici, că e o poveste. Se făcea mișcare pe munte. Acum pauză la internet. Acum calculatorul, da, se pare, da? Da, nu e rău să cunoști. Bun, ajunge să vizităm munții, stând la tastatură. Da, ne uităm pe, da. Ciudat, da. Ne cumpărăm o dronă și o trimitem să filmeze, o ducem înapoi și gata. Dispare romantismul, totul, frumusețea. Necazul este că o să fie și sunt oameni care merg pe munte, necazul, și o să fie puțin cei care o să meargă să-i salveze. Asta este problema mare. Dacă nu avem grijă de segmentul ăsta. Adică nu poți să faci salvare. Deci noi acum funcționăm cu 60 de salvatori montani și salvați pe aproape 20. Da? Cu 62 de salvatori montani, exact, vă spun, funcționăm în tot județul ca să acoperim tot ce înseamnă zonă. Dar ne gândim că sunt doar 16 angajați. Deci, na, hai să... Bun, mai sunt și alte instituții care răspunde de siguranța că... Mă rog, mai sunt alte instituții care sunt în zona montană, dar au alte atribuțiuni. Da? Se ocupă cu... și ar trebui să ocupe cu altceva. Au alte atribuțiuni clare. Jandarmeria cu partea de respectare a legislației în zona, adică să nu rupi pe o floare, să nu faci focul, să nu urli, să nu... De ce mergi cu sanea pe pârtea de schi? Exact, acolo. Ei sunt arma și mâna legii. Noi nu avem treabă să ne certăm cu turiștii, să ne mai dea... Am pățit-o de multe ori. Ne-am certat cu turiștii, băi, nu fă focul, că nu-i voie, și am mai luat-o și pe... Da. Colegi. Da. Dar nu. Salvamontul este cel care, conform legislației, cel care face salvarea montană în munte. Punct. Și face salvarea montană calificată. Pentru că salvatorul montan este meserie. Meseria de salvator montan se găsește în nomenclatorul de meserie. Care presupune responsabilitate. Nu? Absolut. Responsabilitate, pregătire. La 3 ani un salvator montan își dă, se reexaminează. Da? Nu că nu mai știm noi să funcționăm după 3 ani de zile, ci apar tot felul de tehnici noi, cum v-am spus. Apar proceduri noi. Ne dăm examenele exact ca la asistentul medical care lucrează în sistem, trebuie să-și dea din timp în timp, trebuie să-și dea, reatestarea. Probe tehnice, ieșim în perete, unde facem salvări din perete, probe medicale, se exersează se dau examene, scris, oral, practic, deci tot ce trebuie la o reatestare, cum trebuie, de regulă. Da, evaluare, da, exact. Da. Deci asta se fac. Plus că în fiecare an se fac pregătiri la nivel de echipă, la nivel de formație și la nivel național. Și dragostea pentru, cel puțin pentru voluntari, să fie foarte mare ca să treacă prin furcile. Nu avem încotro, pentru că un salvator montan trebuie să fie profesionist. Adică ajungi la locul accidentatului, unde se presupus accident, trebuie să știi ce trebuie să faci de la cap la coadă, fără să te pierzi, fără să faci greșeli. Aici nu ai voie să faci greșeli. Nu, m-aș bucura dacă la următoarea noastră întâlnire s-ar mai deschide ușile pentru oameni noi, pentru să se regleze povestea.
Da, povestea e acolo undeva sus, la nivel național. Din nefericire, noi nu suntem sub tutela unui minister care să ne reprezinte la bugetul care se face la nivel național. Noi suntem sub aripa Consiliului Județean sau a primăriilor, serviciile locale, care e și mai dezastru. Dramatică. Deocamdată, la nivel de județ, am avut întotdeauna înțelegere, sper să avem și de data asta, să ne menținem acolo unde suntem sau să chiar să evoluăm și să, da, să facem cât mai mult și mai bine. Mulțumesc pentru timpul acordat și mult succes. Și aveți cumva vreo urare, cum au unii? Să avem cât mai puține accidente pe munte și să ningă cât mai mult. Asta e, da. Acum, în vară să fie frumos. Frumos, da. Dragi prieteni, mulțumesc tare mult pentru atenție. Urez o după masă frumoasă, să vină zăpada la munte, pentru că așa e normal în această perioadă. Și să ne revedem mâine cu drag și sănătos. Numai bine, la revedere!